În luna iunie 2022, în județul Suceava, numărul născuților vii a fost mai mare decât numărul deceselor, sporul natural înregistrat fiind pozitiv, unul de 97 de persoane. Buletinul statistic lunar al DGSE relevă că în luna iunie 2022, la nivelul regiunii de dezvoltare nord-est, sporul natural al populației a fost negativ de 333 de persoane. Așa se reliefează în buletinul statistic lunar al Direcției Județene de Statistică, conform căruia în luna omologă din anul 2021, sporul natural al populației din județ a fost de asemenea pozitiv de 70 persoane, dar unul mai mic cu 7 persoane. Conform statistice, în iunie anul curent în județ au fost înregistrați 648 de născuți vii, numărul lor fiind în creștere cu 12 copii față de luna mai, în comparație cu luna iunie 2021, numărul născuților vii din județ scăzând cu 45 de copii. De cealaltă parte, în județ au decedat 551 de persoane, numărul deceselor înregistrat în luna iunie 2022 fiind mai mic cu 64 față de luna mai a aceluiași an și cu 72 în comparație cu iunie 2021. Buletinul statistic lunar al Direcției Județene de Statistică Suceava relevă că în luna iunie 2022 la nivelul regiunii de dezvoltare nord-est, sporul natural al populației a fost negativ de 333 de persoane. Aceasta în timp ce la nivel național, sporul natural al populației a fost tot negativ, dar de 4.386 de persoane. În perioada 1 ianuarie 30 iunie anul curent, județul Suceava a înregistrat spor natural negativ de 765 de persoane, mai mare față de perioada similară din anul 2021, când în județ a fost consemnat un spor natural al populației negativ de 484 de persoane. Datele statistice mai evidențiază că în luna iunie 2022, în județ s-au oficiat 346 de căsători numărul lor fiind în scădere cu 69 față de luna mai 2022. Comparativ cu luna iunie 2021, numărul prezentărilor în fața ofițerului stării civile a scăzut cu 46. Totodată, în luna iunie 2022, în județ s-au pronunțat 69 de divorțuri, numărul acestora fiind mai mare cu 18 în raport cu cel înregistrat în luna mai 2022 și mai mic cu 19 față de cel din luna iunie 2021.